Bun găsit la Real Risk. Astăzi vom dezbate un subiect deosebit de important și totodată deosebit de sensibil, și anume ce riscăm atunci când nu știm citi eticheta unei ape sau nu ne interesează, considerând că este neimportant. În urmă cu 7 ani am făcut o emisiune tot despre apă, de acea dată am măsurat valorile apei din jurul municipiului Alba Iulia, Sebeș. Iată că revin din nou la acest subiect, alături de mine Victoraș Purșan, nutriționist, cu ajutorul căruia o să descoperim ce scrie pe eticheta unei ape și cum trebuie privită această informație. Salutare, Victoraș! Bună seara, bună seara, mă bucur că ne revedem din nou. Și bine ai spus că noi poate că nu citim, dar eu aș spune altceva. Și dacă citim, înțelegem, pentru că ni se spune înainte să consum produsul, citește eticheta. Noi citim. Întrebarea ar fi mai bine spus, înțelegem ceea ce citim acolo pe etichetă. Corect. Corect. Sunt foarte multe prejudecăți și, într-adevăr, și educația a adus poporul român, să spunem, și nu numai toți oamenii de pe glob, într-un cont de nepăsare când vine vorba de apă, de calitatea apei. Suntem indiferenți, cu alte cuvinte, fără a ne da seama riscurile enorme la care ne supunem. Tu ce apă bei este titlul acestei emisiuni, o emisiune în care Victoraș Purșan, nutriționist, ne va arăta cum stă treaba cu apa pe care o bem. Vom încerca să luăm și 1-2 telefoane în direct, care dintre cei care ne urmăresc vor să ne ajute cu o informație ce apă consumați dumneavoastră acasă, adică ce scrie pe eticheta sticlei pe care dumneavoastră ați achiziționat-o, bineînțeles, din magazin contra cost. Eu am pregătit până una alta și o etichetă a unei ape foarte vândută. Nu o să-i dau numele, nu contează că se numește X sau Y, contează să înțelegem semnificația acelor date scrise pe sticlă. Exact. Bun. Deci nu facem o emisiune ca să spunem că acea apă e bună sau că nu este bună sau să facem reclamă la ceva. Important este atunci când cumpărăm ceva să ne fie și de folos. Nu cumpărăm ceva care să ne dăuneze, și mai ales dacă vorbim de o apă care nu este băubilă, chiar ne poate dăuna grav sănătății în timp. Nu se întâmplă nimic când bei apă. Poți să bei apă de oriunde, până la urmă, mai să nu fie apă cu bacterii din mlaștină să nu bei. Pentru că noi avem cu noi, avem ficatul, avem rinichii și atunci corect, problema este alta. De filtrare. Deci, cum ai spus și tu, că noi ignorăm ceva care practic datorită dezidratării peste 50% din dezechilibrele într-un corp este pentru că oamenii ignoră apa, pentru că nu este băubilă. Și în această seară, de aceea vorbim, haideți să înțelegem ce bem, pentru că apa nu hidratează celulele dacă este o apă încărcată cu fel și fel de minerale. Acum aduc aminte pentru început că noi la școală am învățat lucrul acesta, apa trebuie să fie H2O. Da. Formula apei este H2O, incoloră, inodoră, fără gust, fără miros, și oamenii folosesc în acest moment o altfel de apă plină cu minerale. Și acum, dacă ne-am gândit ce pătrunde la nivel celular, pătrunde decât hidrogen, oxigen. Și o să explicăm puțin care este diferența între mineralele pe care noi le mâncăm din hrană și mineralele care sunt în apă. Acum, știți voi cum ați pregătit, dacă avem pe cineva în direct să ne spună, să ne citească o analiză a apei, ce scrie, și eu am
cumpărat de la magazinul apă, am pus chiar așa etichete să nu distingem ce marcă e, dar eu chiar mi-am luat și scule în această emisiune ca să vedem în mod real, nu doar să vorbim, adică să putem conștientiza că este un real pericol să ignorăm esența vieții, adică sângele nostru reprezintă 90% un lichid format din apă. Și dacă apa este în afara celulei prezentă, în celulă intră decât apa pură, decât hidrogen, oxigen. Așa că nu orice apă care o bem ne hidratează, nu orice apă ne curăță la nivel celular, ci practic trece pe lângă celulă și chiar ne dezhidratează când bem apă, mai ales apa carbogazoasă. Corect. Am pregătit și eu o etichetă. Nu contează de la ce. Am tăiat-o de pe o sticlă și pot să citesc așa ce conține. Deci o apă care se comercializează la modul angro, în magazinele, în toate magazinele din România în special. Deci avem așa calciu. Facem un tabel sau cum procedăm? Da, eu pot să notez așa ca să rămână, să fie vizibil. Ok. Putem da un cadru mare doar cu victoraș, să înțeleagă și cei care ne urmăresc ce facem. Deci avem calciu 63 de miligrame. Da, aici sunt miligrame per litru. Da. Avem magneziu 1,7. Da. Natriu. Da. 0,9. Potasiu 7. Hidrogen, carbon, oxigen 3. Hidrogen, carbon, oxigen 3, da. 187. Da, este un gaz. Da. pH 7,99. Ăsta o să-l scriu puțin cu altă culoare. pH 7,89. 99. 99. 99. Okay. Și rezidu sec la 180 de grade Celsius 190 de miligrame. Probabil că rezidul sec când apa ajunge la 180 de grade Celsius. Da. Da? Adică, da. Adică ce ar trebui să înțelegem în momentul în care ne uităm la o analiză de laborator, care este scrisă pe etichetă și ne se spune așa, că în afară de molecula apei, hidrogen și oxigen, avem un rezid. Acest rezid este datorită faptului că apa șlefuiește roca când ea pică, este H2O, pentru că lasă toate mineralele în apa mărilor și a oceanelor și lasă toate bacteriile într-o mlaștină. Și acolo se evaporă prin căldură hidrogen și oxigen. Când ajunge în nori, se structurează din nou datorită înghețului și apoi norul este dus de la mare la munte și pică. Când pică, este hidrogen-oxigen, fără minerale și fără bacterii. Asta înseamnă că Dumnezeu a lăsat toate mineralele în apa mărilor și a oceanelor. Nu putem bea apă din mare. Dacă bem apă din mare, murim, ne dezhidratăm. Și nu putem bea apă din mlaștină, că sunt microorganisme. Atunci Dumnezeu purifică apa și ne oferă o apă H2O. Ce găsim în sticlă înseamnă că ea a șlefuit roca, în traseul ei.
Atunci s-au dizolvat ceva săruri minerale, așa cum se scrie aici pe etichetă. Avem un pH de 7, aproape 8, cum scrie aici. Și rezidul total, în afară de apă, este 190. Dacă ne gândim cât ar fi în mod normal ficatul să purifice apa, pentru că ele intră ceva în sânge și tot ce intră în sânge, ficatul purifică. Cât ar fi maxim admis? Păi maxim admis ar fi undeva la 42 de miligrame. Deci aici ar fi trebuit să fie 42 de miligrame. Și vedem că este 190. Dar acea specificație, 42 de miligrame, e o recomandare a doctorului Robert Morse sau cine recomandă maxim 42? Păi sunt anumite teste ale apei, da? Și din punct de vedere apa, cât de dură este apa sau putem să spunem tensiunea superficială a apei. Da. Dacă apa este încărcată cu calcar, care se face din calciu și magneziu, rezultă calcar. Și aici vedem că scrie. Dacă este o apă dură, apa aceasta nu pătrunde în celulă până când aceste elemente minerale se scot din apă, rămâne H2O și intră în celulă. Pentru că dacă acest calciu și magneziu ar fi intrat în celulă, să spunem că ar fi intrat, în celulă s-ar fi format calcarul și noi ne-am fi pietrificat. Practic mineralele, o să vedem, mineralele sunt preluate dintr-o plantă de către celula noastră, nu din rocă. Și atunci aici primim explicația că dacă noi avem nevoie de calciu și magneziu în corp, nu trebuie să luăm din forma anorganică, pentru că aici, de aici se fac pietrele la rinichi, calculi biliari, monturi, ciocuri și cârcei, care practic ne deranjează, pentru că în procesul de eliminare se fac depuneri. Nu reușește organismul să elimine în totalitate și atunci depuneri. Da? Păi, fiind exces, 190 față de 42 de miligrame, cât ar fi trebuit să fie maxim, aici la 42 de miligrame nici rinichii nu sunt foarte afectați, nu sunt folosiți foarte mult și nici ficatul. Acum, poate că și dumneavoastră care ne priviți acum ați fi crezut că aceste minerale, cu cât ar fi mai multe minerale, ar fi fost mai benefic pentru dumneavoastră. Dar altfel n-ar mai fi scris aici că este un rezid. Rezidul sec sau rezidul fix, când apa ajunge la 180 de grade, se evaporă și rămâne o cenușă. Corect. La care acea cenușă se cântărește și ne spune exact cu probă de laborator câte miligrame există acolo. Acum, dacă mulțim aceste miligrame, ori cât bea cineva, 2-3 litri pe zi, ori 30 de zile, ori 12 luni, ori câți ani aveți dumneavoastră, o să vedeți că sunt câteva kilograme care tranzitează corpul. Normal că mai rămâne prin ficat un kilogram jumate și peste un kilogram jumate apar petele cafenii maronii pe față, pe mâini, pe piele, și oamenii spun că sunt pete de îmbătrânire și practic ficatul ăsta este toxic pentru că mâlul acesta trăiesc microorganisme. Și acele microorganisme, e la fel ca într-o mlaștină ce e acolo în ficat și în vezica biliară, și chiar să spun oamenii, am vezica biliară leneșă sau este plină cu mâl. Și de aceea, datorită acei toxicități, apar petele cafenii maronii pe față, pe mâini. Este semnul prin care ne dăm seama că o persoană suferă de toxicitate. Într-adevăr, mâlul din ficat și din vezica biliară nu vine doar din apă. Noi mai respirăm și praf și iarăși filtrăm acel aer cu plămânii noștri și pătrunde în sângele nostru o cantitate de praf foarte fin, care la fel trebuie eliminat din corp prin rinichi, în cavitatea bucală, pe limbă, urine fecale.
Bun, foarte mulți oameni, și cred că sunt în asentimentul celor care ne urmăresc, cumpără apa căutând un pH ridicat. Există aici o mare confuzie și un mare marketing lansat pe piața românească, care a depășit de mult timp 2-3 miliarde de euro, această piață a apelor, așa zise, plate. Toată lumea aleargă nebunită și caută apă cu pH de 8, de 9, chiar și peste 9, neînțelegând de fapt ce este pH-ul. Da, o să, cum să zic, o să explic acest lucru fără cuvinte, adică cel mai bine este să vedem în mod real cu scule. Și în această seară o să folosesc apă. Aici am scris pe un pahar apă H2O. Aici am scris apă plată, am pus un P față de H2O să vedem dacă există vreo diferență. Sticla aceasta este sigilată, a făcut un fâs. Am cumpărat-o de la magazin. Am pus așa niște etichete ca să nu se vadă pe ea ce scrie, că nu vrem să facem nici reclamă, nici antireclamă. Numai că aici, dacă privim așa cu ochii, nu vedem că ar fi așa vreo diferență. Da, și într-o parte corect. Și într-alta există tot așa, mă rog, acum nu avem așa condiții, dar nu este nicio diferență dacă te uiți la ochi. În această cană, tot așa am să pun tot apă purificată, sau apă H2O, mai bine zis. Și cu ajutorul sculelor o să evidențiem dacă este vreo diferență între ce avem aici. Ia să văd dacă reușim. Cred că... Nu. Acum, cred că se vede mai bine. Da, 0-0. 0-0, da? Bun. Da. Apa plată, care scrie că are ceva rezid. 130, parcă scrie acolo. Da, 130. Da. Bun. Și, bineînțeles, apa care am pus-o aici în cană, tot așa, este apă 0. Deci, apa 0 da. Înseamnă H2O, nimic dizolvat în ea. Și acum, ca să evidențiem calitatea mineralelor, o să folosesc un ceai. Mă rog, așa era mai bine, nu știu cum îl întorc invers. Da. Fructe de pădure. Am să pun în cană acest ceai. Și înainte să pornim, pentru că tu ai spus că într-adevăr sunt persoane care consumă apă datorită pH-ului, o să luăm să vedem și valoarea pH-ului. De exemplu, aici avem 6,7. 6,6, 6,7. Da? Și da. În apa plată că trebuie să o plătim, câteodată cu cardul, avem o apă foarte alcalină, 10,8. Da. Într-adevăr, poate să dea puțin eroare și aparatul meu. Dar dacă ne uităm pe etichetă, aici scrie pe etichetă 9,4.
Da. Dar și calitatea apei poate să difere. De exemplu, aici pe etichetă scrie că rezidul sec la 180 de grade este 160 și noi am găsit 130, deci calitatea mai bună față de ceea ce au scris pe etichetă. Asta e îmbucurător. Și dacă pH-ul aici scrie 9,4, este puțin mai mare. Dar dacă ne uităm cu exactitate ce conține, spune calciu, calciu, apoi spune bicarbonat, potasiu, natriu, sodiu și toate aceste lucruri, bineînțeles că crește pH-ul. Deci, simplu spus, apa H2O are un pH de 6,7, 6,6, undeva aproape de 7, hai să spunem așa, valoare neutră. Și în momentul în care am introdus ceva minerale în apă, îi crește pH-ul. Dar aceste minerale, întrebarea mea, ce sunt aceste minerale? Sunt benefice, dacă scrie acolo că sunt un rezid? Și în această demonstrație, cu ajutorul acestui aparat, vedeți, pornim și oprim, da? Acum mai dăm drumul, vedem exact ceea ce nu vedeam cu ochiul liber. Ce există în această apă? De a crescut pH-ul de la valoare neutră la un pH alcalin. Între timp, preparăm ceaiul și vă recomand așa să preparați și dumneavoastră ceaiul acasă, să nu-l mai fierbeți. Adică ați mărunțit florile, frunzele respective de ceai, codițele de cireșe. Cireșe, da. Cum este acest ceai de fructe de pădure, care practic este mărunțit și dacă apa este o apă curată, ea are capacitate de absorbție și un ceai care îl faceți la macerat de seara până la ora 11 este gata ceaiul. Dacă îl faceți de dimineața, puteți să beți ceaiul de la ora 5. Corect. Acum, se vede foarte clar că există diferență între minerale. Mineralele care erau scrise pe etichetă nu se vedeau în paharul cu apă, pe când mineralele care noi le-am pus dintr-un ceai, care practic de unde au venit aceste minerale? Au venit din plante, da? Da. Se văd în ceai. Mineralele organice se văd în ceai, deci cele trecute prin plante, cele care sunt prezente în apă nu se vedeau pentru că apa șlefui roca până a ajuns acolo în sticla, de care de fapt nu e sticlă, este un plastic. Corect. Mai da? Iau și plastic de acolo. Da, mai iau și plastic. Și aici vedem diferența. În paharul cu H2O Nu sunt lucruri care, da? nu s-a făcut nimic, nu s-au făcut depuneri, că nu erau ce să se depună. În paharul de apă plată, aici vedem un strat de minerale, care practic noi trebuia să aducem apa la 180 de grade, să evaporăm hidrogen-oxigen, ca să cântărim această cantitate, cum au scris ei pe etichetă, 160. Noi am găsit 130 de miligrame. Și acest lucru se evidențiază foarte vizibil cu ajutorul electrolizei, care separă sărurile minerale de apă. Da. Adică de aici până aici avem apă pură și de aici avem sedimentul de mineral. Dacă ar fi fost ceva minerale benefice, adică dacă cineva în emisiunea dumneavoastră
o să sune și o să spună nu, că mineralele sunt benefice. Dacă ar fi fost ceva aici benefic, adică minerale organice, minerale care să le folosească celula, apa s-ar fi stricat în câteva zile. Exact cum da. Acest ceai, dacă îl las pe masă, după o săptămână face așa o floare, se mucegăiește, prinde un miros, îl iei și-l arunci. Nu poți să-l mai bei, pare, se schimbă mirosul, gustul. Și atunci este foarte clar că ei, când au scris pe etichetă că este un rezid, este clar un rezid care corpul trebuie să le elimine afară. Și în procesul de eliminare se las depune. Ca să spun așa, problema este cu totul alta. Și aceasta e o problemă, că te umpli de reziduri. Vrei să scoți reziduri din corp cu apă cu rezid. E ciudat, nici eu n-am știut. Și eu am crezut că sunt minerale benefice. Dar ce este cel mai grav este că nu-ți mai vine să bei apă. Și de aici apare cele mai mari dezechilibre. 50% din dezechilibrele corpului sunt datorită faptului că ne dezhidratăm la nivel celular în timp ce bem apă. Adică apa asta nu pătrunde la nivel celular și în momentul când toate aceste săruri minerale, că dacă ar fi pătruns așa cum ziceam, calcarul și magneziu, calciu și magneziu s-ar fi făcut calcar în celulă și așa ceva, celula nu poate să pătrundă că ne-am fi pietrificat. În procesul de eliminare, lasă depune, dar apa dacă nu este băubilă, noi nu mai bem cantitatea suficientă de apă. Și acum am să dau o formulă pentru telespectatorii dumneavoastră și pentru toți oamenii care înțeleg. Formula era 2 litri pentru toată lumea. Dar nu este așa, pentru că dacă am 100 de kilograme, nu este același lucru cu cineva care are 60 de kilograme. Corect. Sau cu cineva care are 80 de kilograme. Și atunci trebuie să bem o cantitate de apă, cum ne spălăm corpul pe exterior, așa trebuie să ne spălăm corpul și în interior. Cu ce ne spălăm corpul în interior? Cu ceai, cu lapte, cu cafea, cu sucuri naturale, cu energizante, cu whisky, cu bere, cu ce ne, cu lichide, ni se spune, cu 2 litri de lichide. Și atunci la o formula ar fi 5%, ca să fie ușor de calculat pentru orice persoană, 5% din greutatea corpului. Dacă avem 100 de kilograme, câtă apă trebuie să beau? 5 litri. 5 litri. Dacă am 60 de kilograme? 3. Și dacă am 80? 4. Ați văzut ce simplu s-a calculat. Am dat așa valorile rotunde ca să știm să calculăm într-un mod simplu. Și acum gândiți-vă că sunt oameni de 100 de kilograme care beau așa, per total 2 litri de lichide, adică dacă a băut un pahar dimineața, apoi a băut două cafele, mai bea două cafele când ajunge la... Bea o cafea acasă, bea o cafea la muncă, cum s-ar zice, apoi mănâncă o ciorbă la prânz sau o supă, apoi mai bea apă după ce a mâncat încă un pahar cu apă, că parcă-ți vine sete așa după ce ai mâncat. Și două beri seara. Și două beri seara, da? Și nu știu, dacă a mai luat așa o gustare când a mai luat un suc natural, că pe la 4-5 parcă îți mai vine așa să bei și parcă ești prin oraș și ai bea ceva sănătos. Și dacă însumează toate aceste lucruri, el n-a băut decât două pahare cu apă. Restul au fost niște lichide care nu au pătruns, nu au curățat la nivel celular. Da. Au fost niște lichide care le-au, unele i-a hrănit celula, dar noi nu putem să ne curățăm celula dacă ne hrănim. Când ne curățăm celula, trebuie avem nevoie de apă H2O. Bine, asta și din cauza reclamelor repetative din mass media, de la televizor în special, în care așa li se recomandă, consumați minim 2 litri de lichide pe zi. Și atunci omul zice, băi, așa mi-a spus la televizor, nu mai caută și o ia ad literam. Da, 2 litri de lichide este o confuzie care se creează cu această informație. Eu acum am să vă arăt în continuare,
pentru că nu vreau să creez confuzie cu aceste informații, pentru că foarte mulți oameni imediat acum după emisiunea dumneavoastră merg frumos pe Google și tastează anumite lucruri. Și acum eu vreau să fie foarte clar ceea ce arăt, pentru că vreau să dau o informație completă, ca dumneavoastră să nu aveți frânturi de informații. Și eu mă bucur că ați continuat să mă invitați în emisiunile dumneavoastră, deși am prezentat cursul practic în emisiunea dumneavoastră și vă mulțumesc celor care ați venit în fiecare săptămână și urmăriți emisiunile practice de la cursul nostru. Dacă o să mai mă invitați data viitoare să vorbim despre imunitatea corpului. Și am spus că o să vă dau o informație completă. Care este informația completă? Dacă mergem mai departe, acum ar fi întrebarea: ce pH are ceaiul? Pentru că, exact cum ai spus tu, sunt foarte mulți oameni care caută o apă care să aibă un pH mărit. Și dacă ne uităm pe etichetă și aici scrie bicarbonat, păi dacă a pus bicarbonat în apă, e clar că i-a crescut pH-ul. Dar bicarbonatul acesta crește în pom sau este ceva toxic? Am înțeles, foarte calciu și foarte magneziu, mulți oameni fac terapie cu apă cu bicarbonat dimineața. Da, și este ceva toxic? Este ceva care crește categoric în pom? Este o plantă acest praf? Se macină o plantă, ceva? Exclus. Sau este ceva o substanță toxic chimică? Este ceva toxic. Da. Da. Și era interesant să vedem în continuare care este pH-ul ăsta al ceaiului. Ceaiului. Da. Cam cât crezi așa că ar fi dacă aici am pus minerale organice, pe când în partea cealaltă erau niște minerale care nu se vedeau, aici se văd, sunt organice, cam cât crezi că are aici pH-ul? Este mai alcalin de 7, cât am măsurat noi, 6,7 apa pură. Pentru că și în ambele categorică majoritatea vor răspunde că este mai alcalin, ținând cont că sunt diluate în acel ceai făcut la rece minerale organice și ești tentat să spui că are un pH mai mare decât apa. Decât apa fără absolut nimic, adică fără mineral. Da. Fără mineral. Ești tentat să spui un 8, un 8 și ceva. Așa am fost și eu tentat prima dată. Bineînțeles, acum știu, dar bun, acum am să vă arăt că așa am spus prima dată. Asta ne bulversează, pentru că nu se dă informația completă. Da? Și dacă nu avem informația completă, omul nu știe ce să mai creadă. Și dacă nu mai știi ce să crezi, intri în confuzie și asta e cel mai rău. Deci aici vedem cu ochiul liber pe pH-metru, că are un pH de, cât vezi tu acolo? 4,7, nu știu exact, da? Ia să vedem. Da. 4,7, da? Da. Bun. Deci, dacă majoritatea oamenilor au spus că pH-ul apei este neutru și am văzut cu toții. Da. Da. Și nimeni n-ar fi cumpărat acea apă la pH-ul de 6,7. Toată lumea s-ar fi dus, ar fi cumpărat apa cu pH-ul peste 9 sau aproape de 9 sau aproape de 8,5, fiecare cum găsește apa. Acum, dacă vedem acest ceai, nu ne-am mai apropiat de el dacă am fi măsurat pH-ul, dacă am fi avut o sculă cu noi. Că la 4,7 nu ai bea la pH-ul ăsta dacă ai fi conștient că cauți ceva cu pH mai mare. Dar, într-adevăr, aici pH-ul se măsoară la temperatura de 18 grade. Când acest ceai intră în temperatura corpului, intră la 36 de grade, dublu. Plus că intră în ferment și în căldura corpului și atunci se degaje ionii de hidrogen. Pentru că concentrația, noi măsurăm pH concentrația ionilor de hidrogen.
Și acum, gândiți-vă puțin, când noi am măsurat apa plată și aveam pH-ul de 10 aici, cum au scris ei pe etichetă 9,4, dacă ei au adăugat minerale în apă sau apa așa a luat-o de acolo, de la sursă, cu minerale, aceste minerale care sunt sub formă de rezid, că pătrund în temperatura corpului și în fermenți, ele sunt un rezid, nu se întâmplă absolut nimic. Deci aici nu mi-au pus hidrogen în apă ca să-mi crească concentrația ionilor de hidrogen. Corect. Mi-au pus un rezid toxic, mi-au pus calciu și magneziu, care sunt niște minerale anorganice, îmi crește pH-ul în afara corpului și în corpul meu este un rezid. Și eu, de fapt, măsor pH-ul, măsor concentrația ionilor de hidrogen. Deci nu mi-a pus hidrogen în apă, mi-a pus un rezid și în afara corpului crește pH-ul și în corpul meu este un rezid. Așa cum se scrie pe etichetă. Rezidul, când ajunge la 180 de grade, se poate măsura. Da, nu kilograme, zeci de kilograme de-a lungul anilor, o persoană adultă la 50-60 de ani, cred că circulă prin el zeci de kilograme de mâl, care arată ca un mâl. Păi da, chiar așa arată. Uitați-le, eu vi-l arăt așa pentru că nu vă vine să credeți, nici mie nu mi-a venit să cred când am văzut, pentru că nu se văd acele minerale. Acum, un lucru iarăși e că vă duceți și tastați pe internet, pe Google. Deci, ce avem noi aici? Aici se spune, dacă vă duceți pe internet și citiți, că apa fără minerale este dăunătoare. Este chiar interzis să bei apă fără minerale pentru că este moartă. Nu știu dacă ați auzit această. Dacă n-ați auzit, mergeți să vedeți că așa scrie pe internet. Păi, în această seară. În această seară noi aflăm adevărul. De ce? Pentru că aici nu este o apă moartă. Aici este formula apei, H2O. Nu este moartă, nu este vie. Într-adevăr, aici am pus apă, H2O, și a devenit vie pentru că conține enzime. Corect. De la ceaiul pe care noi l-am pus aici, că nu l-am fiert. Și aici avem și minerale organice care se văd cu ochiul liber. Deci aici avem apa vie. Corect. Cu minerale care ne hrănesc. Are miros. Are gust. Bun. Aici avem apa plată. Putem spune că aici avem apă moartă? Păi am putea spune atâta timp cât avem un rezidu sec care se acumulează în organismul nostru și, bine, o parte din el e eliminat. Dacă am face un calcul, cred că e corect calculul. Dacă bem o apă cu 130 rezidu sec, ficatul nostru reușește să scoate afară organismul 42, dar noi ne pricopsim cu 80 de miligrame pe fiecare litru, corect? Da. Deci, aici nu avem apă moartă, avem apă, așa cum se vede că s-a separat de minerale. Vedeți? S-a separat. Avem apă, H2O. Și avem mineralele moarte. Nu avem apă moartă. Da, corect. Iarăși pe internet o să vedeți informația că apa fără minerale scoate mineralele din corpul nostru. Și așa este, ei au dreptate, noi vrem să avem rezultate. De ce? Că întrebarea este simplă acum când am văzut. Care mineralele scoate din corp? Pe acestea organice le transportă la nivel celular. Corect. Și le scoate pe acestea anorganice care s-au depus pe os, care s-au depus în rinichi, care s-au depus în ficat, care s-au depus în vezica biliară. Deci, într-adevăr, această apă curată are capacitatea să ne curețe. Acum, cred că este foarte clar, dar mai este ceva care eu am văzut pe internet, pe cineva care a venit și a spus: nu vă credeți niciodată în acei oameni care vin și vă arată cu electroliză că mineralele
sunt minerali. Nu există minerale bune, rele, domne, nu există diferența. Mineralele sunt benefice. Ce există în apă este benefic. Electroliza, nu vă mai luați după electroliză, că dacă e scris pe etichetă că trebuie să fie minerale, beți apă cu mineral. Dar este scris foarte clar că este un rezid. Da. Și acum, vine cineva pe internet, face vizualizări cu electrolizorul și spune, dacă ați văzut pe cineva care a făcut apă, a băgat în electrolizor în apă și a separat aceste minerale, nu vă luați după el că este nu știu cum și este nu știu cum și omul face vizualizări. Adică, avem informații pro și contra. Și omul nu știe ce să mai înțeleg. Corect. În această seară o să facem electroliză și la ceai. Îmi pare rău că n-am pus un cronometru să fie la fel ca dăm drumul la aparat, dar niciun fel de problemă. O să scot pliculețul. Așa, am dat drumul la aparat. Da. Și acum ne dorim să stricăm acest ceai. Cum ar veni acest lucru? Exact ce faceți dumneavoastră în momentul când fierbeți ceaiul. Mă rog, nu este același lucru, dar dau așa ca un exemplu. Și putem să facem acest lucru dacă gustăm, dacă facem, de exemplu, o limonadă. Limonada are același gust, deci indiferent cum am face, sunt două ingrediente. În afară de apă am pus lămâi, am pus miere. Și gustăm, este o limonadă. Dacă fierbeți acea limonadă, gustați după ce ați fiert-o, să vedeți ce ați făcut. Mierea devine toxică și ceaiul este stricat, adică limonada este stricată. Nu poți să bei așa ceva. Oamenii s-au obișnuit cu gustul la ceaiul fiert. Ce a făcut prin fierbere? Între 64 de grade. Este de fapt între 42 de grade și 64 de grade varianta maximă. Se strică enzimele, se distrug. Corect. Și toate mineralele prin fierbere încep să se strice. Așa cum vedem aici, mineralele din ceai, dacă mestecăm, au început să se schimbe la culoare, dar nu fac sediment, nu se depun. Nu se separă, da. Nu se separă de apă, da. Dacă vedeți așa, eu o să las un pic așa, poate se vede în cameră, deja a început să iasă abur. Deci apa are acum undeva pe la 85 de grade, că după 85-87 de grade așa începe să, nu știu dacă se vede. Dacă observăm un pic în cameră, dar astea sunt condițiile. Deci este foarte clar că atunci când facem electroliza în apa cu minerale vii, nu se separă, pentru că sunt atât de fine, plantele fac atât de fine mineralele, pentru că ele se combină cu apa. Da? Deja a început să fiarbă, uitați-vă, iese, nu știu dacă observați, iese abur. Yes, și este evident diferență între minerale după electroliză. Mineralele în ceai au rămas dizolvate, făcând în apa plată sau separat. Întotdeauna au fost prezente acolo, nu s-au dizolvat în apă mineralele anorganice, și practic au fost prezente în apă, dar nu s-a văzut cu ochiul liber. Așa că, în sfârșit, dăm o informație completă, pentru că de fiecare dată ni se spunea că nu, mineralele nu sunt diferențe între ele. Acum, dacă cineva după această emisiune spune că, într-adevăr, nu există diferența între minerală, eu vă spun, aveți dreptate. Nu aveți decât să vă cumpărați o parcelă de pământ,
Să vedeți acolo dacă pământul acela conține toate mineralele, cumpărați acea parcelă și nu mai treceți pe la supermarket, mâncați țărână, mâncați acele minerale. Să vedem dacă funcționează. De aceea, Adevărat. noi nu vrem să avem dreptate, noi avem rezultate, pentru că folosim mineralele organice. Din tot ceea ce mâncăm, legume, fructe, semințe, ierburi, și de aici ne luăm mineralele benefice corpului. Exact cum ați face dumneavoastră, ați fierbe spanacul. Dacă fierbe spanacul, faceți oxalați de calciu și blocați rinichii. Dacă Corect. mâncăm spanacul așa cum este, el nu are gust și ia gustul la ce punem noi acolo în salată, că am pus ceva mirodenii, că am pus un condiment, că am pus Corect, dar ulei. oricum și spanacul pregătit termic, practic nu are gust. Gustul e dat de către sare, condimente și așa mai departe. Deci este același lucru, se distruge valoarea ceaiului, se distruge valoarea mâncării odată ce noi am fiert. Poate cu altă ocazie o să spunem la nutriție celulară, dacă o să avem o emisiune de acest gen. Data viitoare, dacă doriți, putem să facem o emisiune, că de fapt noi ne blocăm sistemul imunitar, nu ne-l activăm, pentru că nu mai consumăm cantitatea suficientă de apă. Și dacă până acum am trăit o viață, adică când mergeți la analize și faceți o analiză a sângelui, o să vedeți că sunt două variante. Sânge, aici vă arăt două variante. Sânge gros și sânge fluid. Dacă sângele este gros, înseamnă că am trăit o viață în care nu ne-am hidratat. Adică sângele nostru reprezintă viața și n-am folosit esența vieții. N-am folosit o apă suficientă pentru că n-a fost de bună calitate și n-am putut să o bem. Și atunci am băut din ce în ce mai puțină apă și ne-am dus Corect. spre lichide. Lichidele ne-au hrănit la nivel celular, nu ne-au spălat celulele. Și atunci apa aia care am băut-o poate ne-a fost de ajuns pentru salivă, pentru suc gastric, pentru suc biliar, să facem digestie. Dar nu ca să și curățăm corpul, nu ca să avem un sânge fluid, nu ca să ne hidratăm. Și dacă n-a fost de calitate, a trecut pe lângă celule. Corect. Asta este un lucru evident pentru cine dorește să primească un program în funcție de greutatea lui sau în funcție de un chestionar de sănătate, pentru că noi ne dezechilibrăm, pentru că nu am avut un program de când ne-am născut. Da, Atunci din am. păcate vezi că de la primele zile bebelușul este agresat de prejudecăți și noi dăm copilului mic, în loc să-i dăm apă, îi dăm de multe ori un suc preparat termic, adică pasteurizat. Sau biscuite cu măr ras, fără coajă. Da, Cert e, acolo. din experiența mea, eu de 8 ani nu mai consum o altfel de apă decât apă atent filtrată, ca să zic așa, și de câte ori merg în delegație și stau mai multe zile, mă confrunt cu o frustrare. Îmi Un iau apă, disconfort. bineînțeles, caut o apă Un rezid mai mic. cu rezid mai mic, dar efectiv îi simt gustul, îi simt Da. mirosul, că nu e apă. Adică zic, bă, apa asta pute, chiar dacă e o marcă Ah, foarte păi. promovată. Deci, efectiv, după câtva timp după ce bei apă, H2O și nimic altceva, simți apa din peturi că pute pe românește. Aici este iarăși o chichiță, trebuie să înțelegem și că și aici se poate face și aici ceva. Adică, în momentul când apa este încărcată cu minerale, ca să nu simți aceste minerale, se livrează apă rece sau caldă. Când este caldă, faci un ceai și ai pus acolo zahăr sau faci cafea și nu mai simți gustul. Dar când Corect. este rece, chiar spui, e bună și rece. Înseamnă că îi taie gustul și nu mai simți că bei ceva care nu are nimic de a face cu hidratare la nivel celular,
Și normal când bei apă H2O, o poți bea la orice temperatură, că este vară, că este iarnă și bei necesarul de 5%. Dar atunci când ea se încălzește, dacă dumneavoastră luați o apă de izvor și o aduceți acasă și ea s-a încălzit și dacă gustați și nu vă place la gust, bineînțeles, puteți să vă cumpărați aceste scule, puteți să vă cumpărați un tedezmetru, puteți să vă cumpărați un electrolizor să vizualizați. Nu aveți nevoie de pH-metru. Aici eu am folosit un pH-metru pentru că toată lumea se duce spre apă alcalină, dar de fapt acolo, dacă se pune ceva reziduri în apă, îi schimbă pH-ul. Dar în corp este un rezid, așa că n-are rost să vă cumpărați un pH-metru, că n-are niciun rost. Adică dați banii, vedeți acolo o cifră și nu înțelegeți nimic. Dar pentru cei care vor să aprofundeze informația din această seară, în mediul online găsiți suportul cursului nostru, cartea Să trăim sănătos fără toxine. Este o carte care e bine să o citiți pe capitole. Adică, de exemplu, în această seară aveți de citit 2 pagini jumate din capitolul 9.2. Ce apă pătrunde la nivel celular? Și cum putem să ne preparăm singuri apa dacă avem apă acasă? Doar trebuie să știm cum să ne preparăm apa ca ea să fie H2. Și în capitolul 7 vorbește despre hrana, de tabelul care sunt alimentele alcaline și care sunt acide și care este metoda prin care se stabilește dacă un produs în interiorul corpului este alcalin sau acid. Nu în afara corpului, așa cum cineva măsoară pH-ul, pentru că și noi când am măsurat apa purificată, gândiți-vă puțin, când am măsurat apa purificată, și am văzut pH de 6,6. Aici, în direct, corect, am făcut în această seară. Da, da, noi am făcut această apă în afara corpului nostru, 18 grade. În interiorul corpului, când ajunge la 36 de grade, începe hidrogenul să se degaje și, practic, ce pătrunde la nivel celular? Că nu pătrunde molecula de apă. Iarăși, foarte mulți oameni au crezut că, domne, molecula asta de apă, care... Dacă mai avem timp, o și putem desena un pic așa cum mă pricep eu. Să șterg cu ceva. Dacă ne gândim când pleacă din mare, pleacă hidrogen și oxigen, da? Da. Și când se unesc aceste două gaze, da, se unesc așa. Se face hexagonal, molecula. Da. Nu se vede? Hexagonal, am zis. A, da. Aici avem oxigen și de oxigen se prind doi electroni de hidrogen, H2O. Da? Da. Ia uitați. Da, mă rog, mai avem cât puține secunde. Ne intră publicitatea peste noi, Victoraș. Continuăm și peste câteva săptămâni vom avea, îl facem invitat permanent la Real Risk pe Victoraș Pușan. Mulțumesc mult, Victoraș! Mi-a făcut abonament! Cursurile de nutriție organizate de Victoraș continuă. Cei care vreți să vă înscrieți gratuit la cursurile ținute de Victoraș Pușan, puteți să înscrieți pe e-mail radu_roncea@yahoo.com, să-mi trimiteți număr de telefon, numele dumneavoastră și eu vă voi direcționa către grupa de studiu, către cursul gratuit de sănătate practică. Vă mulțumesc pentru atenție, o seară minunată, rămâneți alături de Alba Carolina TV pentru că suntem cei mai buni.